Bun găsit! O să continui astăzi cu prezentarea privind modul în care funcționează cu adevărat sănătatea noastră. Noțiunile acestea despre holism și pleomorfism. Ca să fac așa o mică recapitulare, am explicat în filmulețele anterioare cum funcționează sănătatea noastră și că, de fapt, o mulțime de cercetători de marcă, care nici măcar nu sunt pomeniți, deși chiar precursorul Antoine Béchamp a fost doctor în medicină, doctor în farmacie și profesor la Facultatea de Medicină, nu este nici măcar enunțat prin cărțile de la facultățile de medicină și sunt convins că mulți dintre voi nu ați auzit de el, Antoine Béchamp. Practic, sănătatea noastră, din punct de vedere al forței vitale, este pe niveluri. Da? În momentul în care noi suntem perfect sănătoși, nu înseamnă că noi nu ne îmbolnăvim. Înseamnă că forța vitală este într-o formă extrem de bună, și în momentul în care venim în contact cu o agresiune din exterior sau din interior, că și o stare emoțională, așa cum am spus data în episodul trecut, poate afecta grav încărcătura electrică a celulelor sau echilibrul acidobazic, care sunt fundamentale pentru pleomorfism. Da? Deci în momentul în care noi compromitem terenul, fie din terenul biologic, fie din exterior, mâncăm ceva, stăm, cum se spune aici în România, în curent, în frig, suntem obosiți, deci facem o muncă extenuantă. Organismul reacționează foarte violent, ca să spunem așa. Face o febră de 39 cu 5, 40 de grade și a doua zi nu mai ai nimic. Sau ai mâncat ceva stricat sau care nu-ți convine. Ți ies pe piele, apare o erupție, vomiți sau faci o diaree și după două zile nu mai ai absolut nimic. Așa reacționează forța vitală în momentul în care starea de sănătate este bună. Cu cât forța vitală este mai slabă, deci nivelul tău de sănătate a scăzut, adică nu mai ești pe nivelul 0 pe care sănătatea este foarte, foarte bună, ești pe un nivel inferior, cu atât reacția la exterior este mai slabă. Da? Poți să mănânci chestii stricate, nu-ți mai dai seama și spui, ia uite ce stomac bun am eu. Poți să rod și pietre, că nu se întâmplă absolut nimic. Sau ia uite-te la mine, eu nu răcesc niciodată. Eu de ani de zile nu am mai răcit. Păi asta e o mare prostie. Este normal ca organismul tău să reacționeze violent când îi dai ceva care nu-i convine, nu să stai să nu ai niciun fel de reacție și te trezești, ha, sunt hipertensiv sau ha, am probleme cu rinichie sau uite. Da? Și ce face forța vitală? Primul efort al forței vitale, în momentul în care sesizează un dezechilibru al terenului biologic, este să scoată problema într-un sistem periferic. Da? Sistem periferic este acel sistem, acea parte din organismul nostru, care nu este implicată fundamental în susținerea vieții, adică a cărui afectare nu duce la un pericol foarte mare. Sistem periferic este pielea, sistem periferic sunt mușchii, țesutul muscular sau oasele. Adică dacă îți apare o erupție pe piele sau îți apar furuncule sau îți apar dureri musculare sau dureri în articulații, din acest motiv nu o să mori. Dar dacă îți apare o problemă la inimă sau la ficat, atunci sistemul tău funcțional este afectat grav. Și deci primul impuls al forței vitale este să arunce problema din interior către exterior. Da? Medicina aceasta alopată face exact invers. Adică tratând simptomele, da? Ți-a apărut o erupție pe piele. Păi e un semn bun, ai făcut o febră. E un semn foarte bun. Ce vrei mai bun decât atât? Adică deci deja la 39 cu 5, 40,
Alcalinitatea ta readuce organismul la normal. Alcalinitatea se restaurează și pleomorfismul se inversează, adică germenii care au apărut în sânge se reîntorc în globule roșii. Da? Și tu îi dai în cap la chestia asta. O dată, de două ori, și atunci produce o supresie. Adică dacă ai făcut o răceală și ai tratat-o în felul acesta, data viitoare nu o să mai faci răceală, o să faci o bronșită, data viitoare o să faci, după aceea supresând, o să faci o pneumonie și tot așa, până când ajungi la o boală foarte, foarte gravă, la care medicina ridică mâinile, un cancer sau o problemă psihică, la care medicina ridică mâinile și spune boală incurabilă. Da? Deci aceasta este o nouă viziune. Deci, practic, germenii în sine nu sunt boala, ci ei sunt soldăței pe care i-a creat organismul și ceea ce trebuie să facem noi este să sprijinim prin echilibrarea terenului biologic, să sprijinim organismul să restaureze echilibru, să-l ajutăm. Nu să-i dăm în cap băgând chestiile acestea și mai adânc. Da? O să mă opresc acum aici și data viitoare o să vă prezint câteva metode foarte simple prin care se poate restaura echilibrul acesta al terenului biologic, al structurii noastre și câteva linii directoare pe care dacă le urmați vă puteți păstra o stare de sănătate până la vârste foarte înaintate. Mulțumesc!